s-a semnat contractul de execuție. Pentru cei care ați uitat, este acel eveniment atunci când a fost, s-a uitat a fi invitat antreprenorul general, a venit într-un final, s-a semnat contractul. Fac apel și trimiterea la aceste momente pentru a vedea că, totuși, chiar dacă vin, au venit 6-7 luni dificile în viața noastră a tuturor, noi totuși continuăm să ne ținem de cuvânt. Și când spunem că sănătatea este o prioritate, încercăm să probăm, să demonstrăm, să argumentăm acest lucru și cu acest gen de evenimente, dar sigur și cu ce se întâmplă în teren. Din decembrie 2019 și până astăzi s-au mai petrecut evenimente importante în viața unității spitalicești și a Spitalului Județean de Urgență. Astăzi sunt două evenimente importante. Odată emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru extindere unitate primire urgențe și amenajare în premieră heliport. Un contract pe fonduri europene și un contract important de peste 3 milioane de euro. Vom merge jos și veți vedea stația de iepurare. Practic de mâine Spitalul Județean de Urgență nu mai depinde din punct de vedere alimentării cu apă potabilă de nicio altă avarie sau un alt eveniment neplăcut. Sunt vești bune în viața spitalului, în viața sănătății băcăuanilor și e bine să le punctăm pentru că, vedeți, s-a vorbit mult despre sănătate, mai ales în ultimele 3-4 luni, mult și de multe ori și greșit și incorrect. Și e bine să punctăm asemenea momente. În stilul caracteristic am să vă notific, dacă interesează pe cineva din mass media băcăuană, nici până astăzi DSP Bacău n-a decontat sumele pe care Consiliul Județean Bacău, prin Spitalul Județean de Urgență, le-a alocat pentru carantina personalului medical. Cu toții am convenit că era important în luna martie să protejăm cadrele medicale din linia întâi în lupta cu COVID-ul. Consiliul Județean Bacău a făcut niște eforturi și pentru stimulente acordate medicilor și pentru plata serviciilor de cazare, de hrană pentru acești medici. Nici până astăzi onor guvernul și Direcția de Sănătate Publică n-au catalizat să deconteze aceste sume și e bine să știm, pentru că vedeți când sunt, acum o lună a fost aici Ministrul Sănătății și am vorbit multe și s-au rezolvat foarte puține din acele solicitări și probabil că colegul meu, domnul deputat Șova, va detalia puțin și subiectul acceleratorului de la radioterapie, un alt eveniment la care vă vom invita în maxim o lună pentru a începe și acolo lucrările și să vedeți că ceea ce am vorbit și în ultimii 4 ani și în ultimele 6 luni ne ținem de cuvânt și este important acest lucru să reținem. Mulțumesc! După cum ați observat, Consiliul Județean în fiecare an a alocat sume importante pentru domeniul sănătății, fiind prioritatea numărul 1, am putea spune, deși ca sume după infrastructură apare ca valoare domeniul sănătății. Sunt investiții care aprobate de Consiliul Județean și care, iată, ușor-ușor ele sunt puse în operă, fie se finalizează așa cum astăzi consfințim pe de-o parte începerea execuției lucrărilor la heliport aici pe acest corp de clădire, care prin realizarea acestui heliport va reduce timpii de intervenție pentru salvarea vieții unor pacienți care e nevoie, dar în același timp și o rapiditate prin liftul exterior care va fi montat aici de a ajunge cât mai repede la unitatea de primire urgență. Deci așadar, consfințim începerea lucrărilor la acest obiectiv atât de important prin programul operațional regional. E vorba de fonduri europene nerambursabile care totalizează peste 16,5 milioane de lei, din care vreo 4,7 milioane este partea de cofinanțare pusă de Consiliul Județean prin Spitalul de Urgență. Și celălalt eveniment legat de finalizarea unor lucrări. Astăzi e vorba de sursa alternativă de apă cu puțuri noi, cu stații de tratare a apei, cu rezervoare, stații de iepurare, investiții care sunt suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean. Se lucrează unitatea la pediatrie, corpul A și B și la pavilionul vechi prin CNI. Deci, după cum observați, șantier în tot spitalul. E adevărat, există un disconfort, așa cum a prezentat și domnul manager
a apărut și această problemă care nu aveam acum 6 luni sau acum 2 ani legat de circuitele vis-a-vis de pandemie. A trebuit să luăm în calcul și acest lucru încât se lucrează sub sarcină și să putem înainta cu această investiție și cu lucrările de execuție. O să vă invit să le vedeți. Am să rog pe domnul deputat. Până mutați camerele pe domnul deputat, vă mai dau eu două minute de culoare. Pare rău că nu sunt doamna doctor Bilbor, nu este prezentă. După cum știți, a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Și pe de altă parte, colegul meu, Tudor Ciuhodaru, băcăvan, medic de colegul meu europarlamentar, medic de UPU, băcăvan din naștere, a vrut să fie astăzi prezent aici, dar este la Bruxelles, are de rezolvat niște probleme personale acolo și probabil că va veni într-o altă etapă importantă a acestui șantier, care nu este departe, pentru că eu sunt convins că acest șantier va avea o evoluție ascendentă semnificativă. Da. PSD Bacău, fiind la conducerea Consiliului Județean de mult timp, arată cel puțin în ultimii 10 ani că pune Bacăul în mișcare. De 10 ani de zile, în curtea Spitalului Județean din Bacău, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean, s-au întâmplat lucruri nemaipomenite și nemai întâlnite la alte spitale asemănătoare. Și mă refer aici, în primul rând, la radioterapia, care este practic singurul serviciu furnizat de un spital județean din România, la standard, de fapt singurul spital județean care furnizează servicii de radioterapie. Nici până astăzi guvernul României nu a răspuns solicitării de a cofinanța achiziționarea celui de-al doilea reactor și, practic, la nivel de Consiliul Județean s-a luat decizia și și-a asumat răspunderea tot PSD prin conducerea Consiliului Județean să financeze și achiziția celui de-al doilea aparat de radioterapie. Practic, PSD pune Bacăul în mișcare, PNL ține Bacăul pe loc și vă spun de ce. PNL nu recepționează brațul vestic al centurii Bacău, PNL nu autorizează spitalul municipal pentru a începe să trateze bolnavii de coronavirus, PNL, care guvernează astăzi, nu finanțează cel de-al doilea reactor de radioterapie, spre deosebire de noi cei de la PSD, care în fiecare zi aproape deschidem, recepționăm lucrări, deschidem lucrări și așteptăm în continuare lucrări care se află în desfășurare în beneficiu cetățenilor din municipiul Bacău și din județul Bacău. Aceasta este diferența pe care nu poate nimeni să o ignore. Să nu vă surprindă, eu sper să nu vă mai surprindă domnul Tranșant, pentru că noi ne-am asumat la fiecare moment de acest gen să spunem lucrurile pe nume. Noi nu facem parte din categoria celor care spun că nu fac politică, dar vin în vizite în calitate de ministru cu insigna partidului în piept. Chiar în curtea spitalului, știți? Adică nu facem politică, dar am insigna cu partidul în piept. În schimb, toate aceste investiții au la bază niște decizii politice. Oamenii știu acest lucru și de aceea vorbim în consecință, mai tranșant, chiar și în situații de pandemie, și în situații de nepandemie, pentru că atunci când mergem la urne, oamenii totuși aleg partide politice, nu aleg ONG-uri sau alte construcții civice. Și de aceea e bine să știți și dumneavoastră, și mass media, și cetățenii Bacăului, ce partide împing lucrurile înainte și ce partide se chinuie să frâneze niște investiții sau, mai rău, să nu susțină niște investiții pentru sănătatea băcovanilor, cum este al doilea accelerator la radioterapie, o secție care și-a demonstrat utilitatea, dar pe care PNL Bacău se încăpățânează să o susțină, pentru că, deși este partid aflat la guvernare și ar putea să aloce sumele necesare pentru al doilea accelerator, nu o face dintr-o ambiție prostească, dar noi o să continuăm să prezentăm acest lucru băcovanilor și până la urmă vom vedea cine are mai mult credit din partea băcăuanilor. Eu aș vrea să mai menționez ceva. În perioada de pandemie, în prima lună, am putea spune, Consiliul Județean a alocat peste 13, totalizând 13 milioane de lei. Bani care au mers către spitale, către cei din asistența socială și care i-am luat, sigur, din alte obiective de investiții, practic, și i-am dus către așa, așteptând acum ca guvernul PNL să
să deconteze acești bani. Vă dați seama că îi așteptăm de 3 luni de zile, 3-4 luni de zile acești bani care să reîntregi în bugetul Consiliului Județean pentru a putea fi repartizați acolo unde au fost inițial bugetați. Sunt convins că așa cum ne-am mai văzut la o conferință de presă în mai 2019 aici, în care am promis că tot ceea ce înseamnă acces UPU pediatrie, parcare, se va realiza, s-a realizat, s-a finalizat, ne-am ținut de cuvânt, nu în termenele care ne-am dorit și ne-am propus. Sunt convins că așa se va întâmpla și cu această ocazie. Astăzi, să nu uitați această zi, 15 iulie, ne vedem anul pe vremea aceasta și veți vedea că va fi finalizată această investiție, dacă, sigur, pandemia nu își va face de cap mai mult decât până acum. Întrebări, da. Va fi un loc pentru un singur aparat vină cu urgență? Se va întâmpla, poate, mă gândesc eu. Un singur aparat de zbor, da. Pentru că, poate nu știți, dar și spitalul s-a preocupat foarte tare la autoritatea aeronautică, unde sunt regulile foarte stricte. Există culoar de zbor dedicat special pentru astfel de aparate de zbor și nu pot ateriza două deodată. Da, suntem unici în România. Eu nu cred că ne puteți da exemplu de un alt spital din România la care pot ateriza două elicoptere odată. Dar suntem unici prin ceea ce facem și o dovedim la radioterapie. Vom fi unici în Moldova, cel puțin, din perspectiva acestei investiții. Să avem noi un elicopter pe spital până când vom mai pune și pe spitalul celălalt un elicopter. E adevărat, că nu avem, realiști. E adevărat că nu avem fântână arteziană multicoloră ca la Suceava, dar nici nu ne dorim să avem fântână arteziană și nici nu ne dorim să fim fântână de coronavirus în Moldova, așa cum a fost județul Suceava, cel care se împăuna cu investițiile PNL-ului la acel spital. Însă, da, radioterapia poate funcționa cu două reactoare deodată. Da. Sunt șanse să treacă astăzi legea carantinei, să fie adoptată și de majoritatea PSD din Parlament? Să treacă, da. Când va trece, azi, mâine, săptămâna aceasta, cât de repede, dar lăsați totuși Parlamentului, mai ales după weekendul în care au fost fel de fel de dezbateri în spațiu media, lăsați Parlamentului să dezbată și să vină cu o lege, este clar că se va ieși cu o lege, mult mai bună față de proiectul de lege propus de PNL, absolut aiuristic, absolut tardiv și absolut menit a incita societatea românească și a acoperi ceea ce nu face acest guvern. Se vorbea de o relansare economică a României, au încercat să o acopere cu această diversiune, că, vezi, Doamne, PSD-ul este responsabil de viețile unor oameni. PSD-ul are majoritate în Parlament, dar nu este singurul partid din Parlament. Se dezbate într-o săptămână, să nu uităm că guvernul a venit după două săptămâni, după ce CCR-ul i-a trimis la Parlament cu lege, și să nu uităm că acest lucru este scris în Constituție din 2003. Că atunci când umbli la libertăți și drepturi cetățenești, trebuie să o faci prin lege, nu prin fel de fel de artificii pe care guvernul le-a practicat, guvernul PNL, din martie până acum. CCR-ul le-a spus lege, s-a mers în Parlament, Parlamentul a dezbătut în Camera Deputaților mai repede decât la Senat, dar la Senat trebuie să se corijeze în așa fel încât să iasă o lege mult mai bună, evident mai bună decât ceea ce au propus liberalii acum o săptămână. După două săptămâni de discuții în interiorul guvernului. Și aș face o corecție de finețe, ca să spun așa. PSD nu are majoritate în Parlament, este cel mai mare grup parlamentar, dar nu are peste 50% din numărul de parlamentari. Deci orice lege care este adoptată, sigur, poate fi adoptată cu suportul PSD, dar poate fi adoptată și dacă PSD s-ar opune, ceea ce nu se întâmplă. PSD este principalul promotor al dezbaterii cu celeritate acestei legi. Și la Camera Deputaților s-a discutat foarte mult, au fost dezbateri cu domnul Arafat, s-a găsit o soluție suficient de bună pentru a fi transferată către Senat, unde nu se putea să nu se țină cont, totuși, și de opinia cetățenilor, a societății civile, a ONG-urilor, chiar a celor care își manifestă și în piață, până la urmă, o anumită poziție. Dacă guvernul PNL credea că poate impune o lege șantajând Parlamentul să-și impună
viziunea elucubrantă pe care a exprimat-o în proiectul său de lege, trebuia să-și aibă curaj politic, să-și asume și să vină în Parlament cu asumarea acelei legi și să vedem dacă trecea sau pica guvernul, dacă chiar credeau că acea lege este imuabilă. Lucru care se dovedește că nu e. Și nu trebuie culpabilizat Parlamentul și cu atât mai puțin PSD-ul, care este atent totuși și la vocea cetățenilor. Parcă alții erau arhanghelii grijii față de vocea cetățenilor. Acum nu mai e bună vocea cetățenilor? Este foarte bună, iar legea aceasta trebuie să țină cont de riscurile de sănătate și sigur să contribuie la eliminarea acestor riscuri, dar și la drepturile cetățenești pe care să le garanteze prin lege, nu să se bazeze pe promisiunile doctorului Arafat, că nu o să se aplice așa când am înțeles bine. Până la urmă, o lege bună este aceea care prevede tot și reglementează tot în domeniul său de aplicabilitate. Totuși, guvernul PNL nu respectă Constituția și acest lucru l-a consimțit chiar președintele Iohannis. Dacă vă amintiți schimbul de replici dintre, la TV, adevărat, între premierul Orban și președintele Iohannis, vorbeau lucruri total diferite. Pe de-o parte, președintele spunea că trebuie respectată Constituția, iar miniștrii cabinetului Orban, membrii PNL, îndemnau a nu se respecta Constituția. Și eu zic că, și cred că sunteți de acord, Constituția trebuie respectată, la fel cum trebuie respectată și lupta împotriva COVID-ului, dar cum să duci lupta împotriva COVID-ului cu niște oameni care cer de la cetățeni, cu niște miniștri care cer de la cetățeni lucruri pe care ei înșiși nu le respectă. Și mărturie stau pozele din sediul guvernului sau de la fel de fel de alte sindrofii politice pe la Iași sau pe nu știu unde organizate de cei de la PNL. Practic și-au știrbit autoritatea și acest lucru nu poate fi recuperat așa ușor și de aceea sigur că sunt deranjați de tot ceea ce se întâmplă în Parlament și de această stare conflictuală existentă în societate pe care au generat-o. Pe de o parte cer măsuri drastice în lupta cu coronavirusul, iar pe de altă parte tu nu respecti acele reguli. Despre asta e vorba. Poate începe? Da. Ce vedeți în spate este un mic ansamblu dintr-o lucrare foarte amplă pe care la fel Spitalul Județean de Urgență Bacău a avut o desfășurare și astăzi o recepționează. O lucrare aflată pe lista de investiții între 2017 la unitatea noastră, o lucrare demonstrată pe 2018, o lucrare care s-a întins pe 2 ani și care, de fapt, presupune, pe lângă o independență a alimentării cu apă a unității noastre, indiferent de avaria apărută, de oraș, pe lângă acest independență. Ne scutește de plata unor foarte mari penalități pe care până acum le plăteam la compania de apă, fiindcă deversam fără ca apele să fie epurate. Ce vedeți în spate este una din stațiile de epurare care adună debitele din curtea în care ne aflăm acum. Mai există încă o astfel de stație în partea cu pavilionul medico-chirurgical pe unde ați fost deja și care adună apele de acolo. Pe lângă asta am mărit capacitatea de stocare a depozitului de apă cu încă 500 de metri cubi pe lângă cei 650 existențe ai unității noastre și care acum câțiva ani s-au dovedit a fi oare la limita nevoii, ca să spun așa, eram cât pe ce să rămânem fără apă când... Acum 2 ani, în iulie 2018, la ultima avarie semnificativă, nu? Exact, când orașul a rămas fără apă, unitatea noastră și-a epuizat rezervele și în ultima clipă eram să rămânem fără apă. Acum capacitatea este mărită, sunt două puțuri săpate de mare adâncime care asigură independența alimentării cu apă și stațiile acestea de tratare și de epurare a apelor care nu ne mai încarcă cu penalități la compania de apă. Dacă ar fi, presupunem, o avarie, cât autonomie acum? La 7 zile? În acest moment, da. Teoretic, nu se mai pune problema
autonomia este permanentă pentru că sistemul acesta nou cu care este dotat această infrastructură, respectiv SCADA, presupune în orice clip mutarea oricărui bazin sau oricărui puț spre alimentare. Unitatea se alimentează din bazinul mare care este alimentat de cele două puțuri. În caz de se întâmplă ceva cu oricare dintre ele, se poate alimenta de la rețeaua orașului. Deci, practic, sunt mai multe surse în care alimentează permanent aceste bazine, din care unitatea se alimentează. Teoretic și practic, unitatea n-ar trebui să rămână fără sursă de apă, decât dacă converg mai mulți factori care au fost luate în calcul ca și riscuri și care se pare că nu se pot întâmpla ușor. Cât a costat investiția? Investiția a costat 9 milioane de lei, aproximativ 2 milioane de euro, fonduri care au venit exclusiv de la Consiliul Județean Bacău. Este o investiție care prima dată a fost prinsă în bugetul Consiliului Județean în 2016. S-a întins practic pe 4 ani, dar utilitatea ei se va dovedi în timp și este încă o dovadă a faptului că la Spitalul Județean de Urgență Bacău este un adevărat șantier. Investițiile continuă, investiții care, așa cum spunea colegul Lucian Șova, sunt totuși demarate de Partidul Social Democrat, cel care deține președinția la Consiliul Județean și majoritatea la Consiliul Județean. Sunt investiții pe care le-am promovat, le-am susținut, le-am finanțat și le punem în funcțiune cât de repede posibil. Nu pot să fac abstracție că la câțiva metri este un alt șantier început în mai 2019 cu Compania Națională de Investiții, modernizarea corpului vechi de clădire. O investiție care merge mai bine decât ne așteptam și care iarăși este o dovadă că ce am început și finalizăm și vom rămâne încăpățânați în a nu finanța fântâni arteziene multicolore. Iar vis-a-vis de noi, lucrări de reparații capitale la pediatrie, atât corpul A cât și B, după acum 2 ani jumătate, când am dat în funcțiune, practic, unitatea de primire urgențe din față, continuăm aceste investiții. Iar aici cu bani din bugetul propriu al Consiliului Județean. Va fi finalizat până, depinde de ploi, până la finalul lunii iulie și dat în folosință în primele zile ale lunii august. Nu mai târziu de 10 august. Chiar ieri am oprit acolo, m-am întâlnit cu constructorul Confer de la podul la Onești. Funcție de condițiile meteo, finalul lunii iulie, începutul lunii august va fi dat în trafic și sigur dacă cei de la PNL, de la CNAIR, vor reuși să învingă birocrația. Pentru că și asta iarnă ne-au ținut vreo 2 săptămâni cu podul cu un fier gata asfaltat și până au emis ei documentele pentru a se putea circula au trecut vreo 2 săptămâni, așa cum se întâmplă și cu centura de cu brațul vestic al centurii, unde birocrația pot să o învingi în 2-3 zile sau poți să stai cu ea la taclale vreo 20-30 zile așteptând un eveniment festiv din viața organizației PNL din județul Bacău. Da, aș vrea să mai fac eu o considerație. Așa cum vedeți în curtea Spitalului Județean, practic se profilează un centru de excelență și în domeniul sănătății, care va fi de referință în Moldova, desigur, fără a pretinde că intrăm în competiție cu Iașul, care este centru universitar. Însă, din punct de vedere al spitalelor deținute de consilii județene, conduse de consilii județene, Spitalul Județean din Bacău va fi peste 2 ani, practic, cel mai modern din toate județele Moldovei. Aeroportul Bacău este deja cel mai modern și cel mai mare aeroport din Moldova. Primii kilometri de autostradă din Moldova sunt în jurul Bacăului. Prima autostradă care va lega Moldova de România, de Transilvania, va pleca de la Bacău. Aceste lucruri nu s-au întâmplat așa ca de la sine. Aceste lucruri sunt expresia voinței și viziunii pe care echipa de conducere și politică și administrativă a PSD, promovată de PSD, a lucrat de 10 ani încoace, practic zi de zi. Aceste lucruri nu trebuie uitate, de aceste lucruri nu se poate face abstracție.
de 10 ani de zile o echipă lucrează în interesul cetățenilor din Bacău și din județul Bacău și rezultatele nu încetează să se vadă. E o altă piesă din ceea ce am vorbit mai înainte. Utilități. Rezervorul, stația de tratare a apei, resurse independentă de apă. Deci va avea 1250 de metri cub de apă, rezervă spitalul, rezervă proprie. În caz că se blochează toate sursele. Da. În caz că se blochează toate sursele. Ne spuneți câteva cuvinte despre lucrările de la spital? Deci noi aici suntem în etapa de finalizare a lucrărilor și pentru alimentare cu apă și de drept dovadă rezervorul de 500 deja este funcțional, stația de tratare este funcțională, puțurile de captare sunt funcționale și la fel stațiile de preepurare pe care le-ați vizualizat, cele două, de la UPU și pediatrie. Se termină lucrările, se anunță terminarea lucrărilor, urmează recepția și punerea lor în funcțiune, conform legislației. Cum a mers lucrările? Destul de bine. Faptul că am avut o mică sincopă în momentul când am făcut analiza apei din puțuri și am văzut că este necesară stație de tratare, s-a impus întocmirea unui act adițional, dar ne-am înscris în valoarea lucrărilor indicatorilor aprobați pentru ea. Cine a stat de vorba? Diriginte de șantier Dobranici. Și mai cum? Maria. O altă piesă care n-am făcut vorbire, dar aici din spate este laboratorul de medicină legală care va fi practic el finalizat, nu? Din punct de vedere tehnic, urmează să... Astăzi s-a anunțat terminarea lucrărilor. Uite, nici știam că e jur de 15. A fost o clădire de atelier în